Edificarea unei catedrale în București, închinată cinstirii după cuvința celor care s-au jertfit de-a lungul întregii noastre istorii, pe altarul credinței, libertății, demnității și unității neamului, își are adânci rădăcini în istoria poporului român. Greutățile vremurilor și neputințele oamenilor au făcut ca și în privința edificării unei catedrale simbol să fim în urma celorlalte popoare ortodoxe. Credincioși de pretutindeni au acum ocazia să contribuie la construirea celui mai important lăcaș de cult al românilor ridicat în timpurile noastre, Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care donează deja constant o sumă de bani sunt conștienți de faptul că puținul lor de acum se va materializa într-un simbol al tuturor românilor. Aflați care sunt modalitățile prin care puteți contribui la ridicarea viitoarei catedrale patriarhale accesând site-ul catedralaneamului.ro. De asemenea, un afiș informativ există în toate bisericile ortodoxe românești, atât la parohii, cât și la mănăstiri.